Colegiul Tehnic de Transportul Brașov este singura unitate școlară din județul nostru care pregătește forța de muncă specializată în domenii ale tehnicii de vârf, informatică, telecomunicații, electronică și automatizări, tehnica de calcul, proiectare CAD, producție media și poligrafie, transporturi auto pentru unitățile feroviare și auto, dar și pentru numeroase alte sectoare de activitate. Oferta noastră educațională în anul școlar 2012-2013 este următoarea. Liceu clasa a 9-a, curs de zi pentru absolvenții claselor a 8-a. Specializare, tehnician transporturi, 3 clase, 84 de locuri. Tehnician proiectant CAD, o clasă, 28 de locuri. Tehnician electromecanic, o clasă, 28 de locuri. Tehnician în instalații electrice, o clasă, 28 de locuri. Liceu, frecvență redusă seral, științe ale naturii, o clasă a 9-a, 28 de locuri. Științe ale naturii, o clasă a 11-a, 28 de locuri. Școală profesională, curs de zi, durată de 2 ani, pentru absolvenții clasei a 9-a liceu. Specializare, mecanic auto, 2 clase, 56 de locuri. Stagii de pregătire practică, curs de zi, durată 6 luni, pentru absolvenții clasei a 10-a. Mecanic auto, o clasă, 28 de locuri. Tinighigiu vopsitor auto, o clasă, 28 de locuri. Liceu Seral, rută progresivă. Tehnician transporturi, o clasă a 12-a, 28 de locuri. Tehnician în instalații electrice, o clasă a 12-a, 28 de locuri. Școală post-liceală. Maestru electromecanic locomotive, o clasă, 30 de locuri. Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații, o clasă, 30 de locuri. Colegiul Tehnic de Transportul Brașov are o tradiție de peste 90 de ani. Elevii noștri au posibilitatea de a se pregăti în laboratoare, cabinete și ateliere dotate prin programul FARE-VET și de a face practică pe autovehicule moderne pentru obținerea permisului de conducere auto, categoriile B, C și CE. Absolvenții au șansa de a lucra și în țările Uniunii Europene sau de a continua studiile în învățământul superior. Elevii au la dispoziție 3 laboratoare de informatică dotate cu 85 de calculatoare moderne legate în rețea și la internet. Laboratorul de electronică asistat de calculator, singurul aflat în dotarea unităților școlare de profil din România. Laboratorul de legislație rutieră cu soft de testare online. Laboratorul pentru cunoașterea autovehiculului. 5 autoturisme școală pentru dobândirea permisului de conducere categoria B. Un camion cu remorcă pentru obținerea permisului de conducere categoria C și CE. Laboratorul de metrologie, laboratorul de telecomunicații, de măsurări electrice. Laboratorul pentru studiul și încercarea mașinilor electrice. Cabinet dotat cu echipamente pentru studiul fonetic al limbilor moderne, laboratoare de fizică, chimie, geografie, biologie, rezistența materialelor și organe de mașini. Cabinete pentru discipline socio-umane, matematică, desen tehnic, cabinet metodic, centru de orientare și consiliere vocațională. 2 ateliere de electrotehnică și 3 ateliere de lăcătușerie dotate cu mașini unelte. 2 săli pentru educație fizică, 3 terenuri de sport, sală polivalentă multimedia, un post de radio școlar, un studio de film, TV, o bibliotecă cu 17.000 de volume. Clubul sportiv școlar, disciplina lupte greco-romane, CSS Transportul Brașov. Pentru elevii din alte localități se asigură cazarea în internat și masa la cantina școlii sau program de semi-internat pentru cei care fac naveta. Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov vă oferă condiții pentru a vă pregăti în profesiunea care vi se potrivește cel mai bine și vă asigură un viitor așa cum îl doriți. Elevii pot participa la activități extrașcolare diverse, cum sunt cele de redactor-operator mass media, la postul de radio școlar School Radio One și la studioul de film TV Feroviar Grup 95, sau pot practica luptele greco-romane în cadrul clubului sportiv școlar CSS Transportul. Sălile de educație fizică și terenurile în aer liber vă stau la dispoziție. Absolvenții claselor a 9-a de liceu pot continua studiul și în clasele școlii profesionale de 2 ani pentru obținerea nivelului de calificare 2. Apoi pot urma liceul și susține examenul de bacalaureat sau pot să se înscrie la o școală post-liceală. Începând cu anul 1995, elevii, dar și cadrele didactice au participat la numeroase proiecte internaționale, schimburi și seminarii, având drept parteneri organizații din Franța, Germania, Portugalia, Austria, Grecia și Italia. Profesionalismul personalului didactic, dotarea modernă, valorificarea tradiției îndelungate, parteneriatul cu agenții economici care desfășoară activitate în domeniul feroviar, al transporturilor auto, dar și în alte sectoare,
unitățile de învățământ și alte organizații neguvernamentale din Uniunea Europeană constituie factor de succes în formarea profesională și în educarea elevilor noștri. Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov, tradiție, profesionalism, succes prin tehnologie, o școală pentru mileniul 3, o școală pentru tine. Vă așteptăm și vă dorim succes!